Scoarul monumentului Două Inimi Gemene a fost astăzi neîncăpător. Prieteni de familie, regizori, muzicieni și oameni de creație s-au adunat pentru a-i aduce un omagiu legendarului artist Ion Aldea Teodorovici, care ar fi împlinit astăzi 70 de ani. În premieră au răsunat partituri simfonice semnate și lăsate în moștenire de marele compozitor. Noi muncim din tocmai ne-am ales cu... cu domnul Eminescu. Născut în data de 7 aprilie 1954 de Buna Vestire, în orașul Leova, Ion Aldea Teodorovici a scris peste 300 de cântece patriotice, lirice și pentru copii. Pe lângă lucrările cunoscute, astăzi în premieră au fost prezentate și partituri simfonice adunate după îndelungi cercetări. Vom avea multe, să le spunem așa, semi-premiere. Vor fi muzica la vreo 4 spectacole și vreo 3 filme. Deci spectacolul Tata, spectacolul Pomul Vieții, filmele Totul Putea Fi Altfel de Valeriu Jereghi. E o onoare pentru noi să fim astăzi aici cu o mică formulă din Orchestra Națională de Cameră Selicorgă, alături de Cristofor. Evenimentul, susținut de Ministerul Culturii și Primăria Municipiului Chișinău, a reunit oameni de cultură, regizori, scriitori, muzicieni, dar și rude, care și-au amintit de talentul și sufletul cald al lui Ion Aldea Teodorovici. Era un bărbat adevărat, era un tată adevărat. Era un om care îi plăcea să se bucure de această viață. Marele opere de artă muzicală pe care le are Ion Aldea Teodorovici nu sunt cunoscute, fiindcă ele au fost scrise special pentru cinematografie. E o chestie de familie mai mult. Am venit să-i susțin totuși 70 de ani de la nașterea lui Nene Ion, care a fost un mare om. Împreună cu soția sa, Doina Aldea Teodorovici, au militat pentru reunirea Basarabiei cu România, pentru revenirea la limba română și grafia latină. Au fost primii care în anii 90 au cântat despre limba română, Eminescu, suveranitate, independență. În octombrie 1992 s-au stins împreună în urma unui accident de mașină.